Cu nou God of War, știi că Kratos e protagonistul, știi că în celelalte jocuri era mult, mult mai furios, mult mai dezlănțuit, nu putea să treacă peste problemele de control al furiei, pentru că s-a concentrat pe latura lui familială, a vrut să arate că pe lângă că poate să fie un zeu care distruge tot în jurul lui, poate să fie și un tată bun. Cum adică tată bun? Păi normal că a fost un tată bun. A încercat să-i ofere un drum lui Atreus fără niciun fel de probleme în spate. Adică trecutul lui Kratos e plin de antecedente, adică a omorât o întreagă mitologie, practic. Deci Atreus trebuia să fie odrazla aceea cu un nou început, care o pornea de la zero, care avea tot viitorul în față și încerca să scoată tot ce-i mai bun din acest nou context în care se află. Nu avea nicio legătură cu trecutul lui Kratos, sunt două persoane diferite și nu consider că ar fi trebuit să fie în vreun fel influențat de tatăl său și de acțiunile lui. Singurul mod în care poți să spui că Kratos este un tată bun este clar dacă compar cu psihopatul caricatură din jocurile vechi. Din punct de vedere al lui Atreus, care mi se pare că e punctul cheie pentru orice discuție de genul, el de la început, de când îl vedem, nu știe cine e. Nu știe care e relația sa cu Kratos, pentru că, după cum știm din poveste, Kratos nu prea era acasă, mergea prin pădure să vâneze, să-și controleze rage-ul. Din momentul în care îi vedem pe cei doi împreună, Atreus tot ce face, face ca să mulțumească pe tatălui, tată despre care nu știe nimic, tocmai datorită faptului că nu i s-a spus nimic. Asta duce la toate stângăciile pe care le vedem și la concluzia finală din partea lui Kratos că el nu e pregătit să facă călătoria pentru a o duce pe fei pe munte. Mai mult decât atât, nici nu nevoie să facem vreo ipoteză despre ce s-ar întâmpla dacă Atreus ar afla adevărul, pentru că chiar jocul ne dă răspunsul mai încolo. După ce este însănătocit, după ce Kratos aduce inima din Helheim, vedem că Atreus, gradual, știind că este zeu, și știind că și tatălui este zeu acum, începe pur și simplu să creadă că are voie să facă absolut ce vrea, că ești mai bine, că sunt ființe superioare și nu mai are niciun fel de control. Și cea mai faină parte e că vezi asta și în mecanicile jocului, pentru că Atreus efectiv nu te va mai asculta când îi dai instrucțiuni, începe să sară pe inamici haotici să-i atace și este aproape cu totul alt personaj ca o consecință directă a faptului că el a aflat adevărul. Tu ai spus că toată ideea din spatele minciunii era că trebuie să aibă un fresh start. Una e să vrei un fresh start când poate ești o mamă sau un tată și nu vrei ca copilul tău să știe că poate ai fumat când erai tânăr. Alta e să vrei un fresh start atunci când ai ucis un întreg panteon și posibil o întreagă țară. Tu știi că natura ta este foarte volatilă, pentru că vedem și cum funcționează rage-ul lui Kratos. Apropo, o chestie foarte mișto în jocul ăsta, au făcut rage-ul să poți să-l vezi, numai ca înainte o mecanică de joc este ceva incorporat în cinematic și vezi pe el exact efectul fizic și al vindecării și al power-up-ului. Și același lucru îl vezi și la Atreus. E un lucru pe care nu-l poate controla. Faptul că Atreus nu știe de origine lui îi face fizic rău. Asta este și tema poveștii, de-aia și trebuie să fie vindecat de Freya. Plus că fresh start-ul ca și idee nu prea există pentru nimic în lumea asta, pentru că nimic nu vine din nimic, totul vine cu un pic de bagaj. Să știi de unde vii și să știi ce lucruri ți-au influențat dezvoltarea ta e un lucru care te ajută, nu te împiedică. Cu cât știi mai mult, cu atât te vei putea descurca mai bine. Tu ai spus că Atreus a luat o razna după ce a aflat că e un zeu și că are o parte din puterile lui Kratos. Păi tocmai e problema, mai bine nu-i spunea deloc, nu? Mai bine trăiau amândoi fericiți până la adânci bătrânețe în necunoaștere. La început, Kratos s-a gândit la chestia asta și spera ca pe viitor Atreus la un moment dat o să fie curios cu privire la originile sale.
s-a gândit că probabil taxul e prea mare, prea musculos și bă, trebuie să fie ceva cu el, că nu e anatomic normal. Și dacă nu erau circunstanțele astea, dacă nu se îmbolnăvea de la furie, dacă nu îl forța Baldur așa să plece de acasă, poate că i-ar fi spus. Și asta nu înseamnă că a greșit doar pentru că nu i-a spus înainte de un punct sau pentru că i-a spus după un punct. Kratos, zeul războiului, a dat dovadă de empatie și a vrut să-i ofere fiului său un viitor curat, un viitor în care nu are cum să fie afectat de moartea unui panteon. Atreus s-a blocat în momentul în care a aflat că e zeu și a devenit agresiv, a luat-o razna, deci ca dovadă că nu trebuia să-i spună adevărul. Nu știi niciodată dacă Kratos chiar i-ar fi spus pe viitor sau nu. Deci nu ai nicio dovadă că a făcut un lucru bun sau rău. Atreus este un copil. Copiii în general oglindesc adulții lor și el n-avea ce să oglindească de la Kratos pentru că nu îl cunoștea. Petrecuse foarte puțin timp cu tatălui și pentru că nu știa cine e tatălui și care sunt originele lui, de-aia îl vezi făcând ce face în prima parte a jocului și abia descurcându-se în călătorie. Iar apoi, din nou, îi face fizic rău că nu știe ce origine are pentru că nu-și poate controla puterea și devine foarte agresiv tocmai pentru că nu i s-a spus într-un context mai ok pentru el ca să poată procesa informația pe care o primește. God of War de PS4 este printre jocurile mele preferate pentru că e prima oară când Kratos, un personaj de care chiar îmi place în ciuda afirmațiilor mele de mai devreme, împarte spotlight-ul cu altcineva. Din punctul ăsta de vedere, și Atreus și Kratos sunt personajul principal al poveștii. Și mi se pare foarte important să știm cine este Atreus și care este scopul lui, pentru că o mare parte din poveste o petrecem ori cu el, ori în dialog cu el. Da, dar povestea lui a început în jocul ăsta, când ești că, de exemplu, în God of War 2 poți să joci cu Atreus și să afli și mai mult. Nu-ți trebuie neapărat backstory ca să afli cu adevărat dezvoltarea personajului. E deja împământat în universul God of War. Da, dar mai e și un alt unghi, că pe lângă faptul că eu, dacă aș fi Atreus sau aș fi un copil care joacă God of War prima oară, aș vrea să știu cât mai multe atât despre Kratos, cât și despre cine este copilul ăsta, mai e și faza că cele mai mișto momente din joc sunt fix când Atreus reacționează la chestii, pentru că Kratos descoperă lumea, dar nu e prea interesat de ea. El vrea să-și țină copilul în viață și vrea să își ducă nevasta acolo unde a promis. Dar Atreus este la care comentează pe fiecare lucru pe care îl vede. E ca un burete și de-aia mi se pare un pic crud că nu are toată informația la îndemână. Cu atât mai mult că are mai mult loc să se dezvolte, să-și împărtășească ideile. Adică, poate pentru mine un monstru din God of War semnifică ceva, poate pentru tine semnifică altceva, poate dragonii ăia, dar chiar dacă au lor bine definit, dar cred că e mai important cum interpretezi eu, cum interpretezi tu, față de ce a vrut să spună neapărat autorul sau față de ce crede neapărat personajul. Ai șansa de a vedea prezentul din ochii lui Atreus. Da, dar mare parte din poveste e bazată pe trecut, chiar și tema din inițiala jocului este că Kratos și Fei vreau să-l protejeze pe Atreus și de-aia și aflăm despre profeție și ce înseamnă de fapt mâna aia de pe copac, spoiler warning, și e foarte important să...